Clubul Prietenilor de la Radio se redeschide pentru solistul trupei Carlos Dreams. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi între prietenii de la radio. Bună ziua, mersi pentru invitație, bucur să fiu aici. Sergio, mă bucur că te revăd, am făcut un calcul simplu, în urmă cu șase ani ai mai fost aici în studio la noi la Radio România de Actualități. Mult. De mult, de foarte <laughs> de mult, era și cazul să ne revedem. Da. Și știi, prima întrebare este așa, ca între doi prieteni care nu s-au mai văzut de mult timp, ce mai faci? Foarte bine. Ah, ce îmi place întrebarea asta <laughs> Da, nu, da, ca toată lumea Suișuri și coborâșuri Dar în general bine Ținând cont că e, Cum era? Nu mă caut poliția, bandiță și nu-s la spital totul e <laughs> Uite, am un set de întrebări Vă scurte răd. pentru tine Mare sau munte? E, mare Legume sau fructe? Fructe Știință sau artă? Știință Început sau sfârșit? Început. Serial sau film? Serial. Ceai sau cafea? Ceai. m am încă două. Seri sau dimineți? Seri. Câini sau pisici? Pisici. Cât de mult te-a schimbat, mulțumesc pentru răspunsurile de rapide, ce? cât de mult te-a schimbat pe tine și pe colegii tăi de trupă succesul pe care l-ați avut în ultimii 10 ani? Cât de mult... Clar că au avut loc niște schimbări sau au uh, adaugat uh, mai multe responsabilități decât ne-am așteptat într-un termen mult mai scurt decât am planificat Aveți omerii grei? Uh, da, dar suntem și bărbați, e ok. Nu, 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 nu avem mai mult decât putem duce deocamdată și uh, deși sunt perioade și perioade, dar încă reușim Știi, am ascultat ceva mai devreme cea mai nouă piesă, Carla's Dreams, și mi-a atras atenția un vers, mi l-am notat aici, Spargem lumea în culori. Așa. De unde vine inspirația voastră? Uh, nu, acolo, e tu sparge lumea în culori, este un îndemn. Da. Uh, nu, piesa care este despre o dualitate aproape, de, aproape schizofrenică, simbolic vorbind, nu clinic. Da. Uh, ea poate fi interpretată drept o piesă de dragoste, pentru că așa a fost prezentată, dar poate fi interpretată și drept o discuție în oglindă. E, și atunci capăt cu totul alt sens. Inspirația, eu nu știu de unde ai venit, eu știu, 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 nu vă spuneam, că e scumpă. Da? Da. Informația costă întotdeauna. Da, da, este... Uh, 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 cum să mai exprim eu așa, ca să, ca să nu fiu dat în judecată bordelul muzilor pe noapte uh, are clienți fideli, dar puțini. Știi că această inspirație nu vine la toată lumea, pentru că altfel am fi fost toți poeți sau altfel am fi fost toți Carla's Dreams, nu? Noi toți suntem poeți. Unii sunt mai buni, alții nu. Și A, alții nu au timp, spus. poate. Sau adică poate n-au suficiente cuvinte ca să exprime ceea ce și simt. Asta tot Oricum, sigur că e, da. e o problemă care poate fi dezbătută multă vreme. Cu siguranță, da. Mă uit la tine, te văd evident machiat. O să încerc să descriu pentru cei care ne ascultă doar la radio și nu văd imaginile de la televizor. Pe TVR2 vă reamintesc că suntem în direct. Ai nuanțe de uh, alb, nuanțe de albastru, evident, de negru, alb. Uh, Te-ai gândit vreodată să îți dai jos masca? Nu, pentru ce? Nu știu, pentru curiozitate. Sau pentru curiozitatea noastră, a celor care vă, vă urmărim și care pentru, suntem. Pe, pentru ce să omorâm curiozitatea? E, e, un, e un lucru. Adică e, e, un, e un sentiment plăcut. Plus la asta, eu cred că dacă totuși vorbim de o majoritate, și nu de o majoritate mică, de o majoritate esențială. Uh, nu cred că mai există multă curiozitate în sensul ăsta. Poate că fi fost că? de la început, da. da, sunt încă oameni foarte curioși, o parte dintre trei ne-au scris nou pe Facebook și sunt doar foarte puțini. Da, dar prin numărul ăsta scade, eu cred că asta nu mai este o temă relevantă și deja m-aș referi la asta nu atât ca o ascundere de chip, cât un fel de prezentare. Am înțeles. Deci nicio șansă să îl vedem pe adevăratul... Păi este, adevărat. e, este Chiar este așa, este există diferențe între uh, tine ca om de pe scenă, care salută fanii, ești uh -huh. tot timpul cu zâmbetul pe buze și foarte prietenos cu ei și am testat lucrul ăsta văzându-te cum te comporți aici cu o parte din colegii noștri care au venit să facă fotografii sau să strângă, să strângă mâna și cel de acasă, care este un om simplu, necunoscut... Uh -huh. Neștiut de cei din jur că uh -huh. este solistul trupei Carlos Dreams Există diferențe între, între cel de pe scenă și cel de acasă? Da, dar nu știu dacă mă aș referi la caracter neapărat Sunt aceleași diferențe cum e și uh, dintre uh, dumneavoastră prezentatoare Și dumneavoastră uh, soție sau prietenă sau vecină Sau locuitor al Bucureștiului sau vizitatoare la casa părinților Sune, nu, nu cu personajul este diferit ca și caracter. Circumstanțele, pur și simplu, sunt diferite. Nu pot să mă port acasă așa de parcă încep un concert. Sau uh, înțelegeți ce am în vedere. Sigur că da. Mă uitam pe pagina de Facebook. Sunt acolo uh, întrebări apropo de curiozitatea oamenilor să vadă, să știe cât mai mult. În general, tot ce este secret atrage. Uh, și <laughs> uh, unde te-ai machiat în această dimineață? Unde? Unde, da. Loc secret? Tot pe câmp sau de obicei vă machiați pe câmp? pe e câmp atunci unde nu există condiții. Nu, nu suntem uh, iubitori a câmpului în sens de machiaj. Ne plac câmpurile, dar așa priviți de, de la cald. Uh, uneori nu există, uh, uh, nu, nu, nu infrastructură, dar uh, posibilități de a o face. Pentru că uh, sunt, de exemplu, localități mai mici unde mergem să, să cântăm. Și atunci trebuie să un spațiu mai ascuns de ochii Și câmpul este un loc ideal în S-a întâmplat vreodată, în toți acești ani Pentru că este o perioadă destul de lungă de timp Ca mm -hmm. cineva să vă surprindă că vă machiați Sau că uh, vă costumați să ș să știe acest secret? Nu, a s-a întâmplat odată la, demach la demachiere Tot în câmp Noi am dus să ne spalăm Și... Era un câmp în proprietate, în proprietate privată. Dar nu era, nu era da. o barieră, min paisnic. Da. Și evident că probabil că e urmas să cheme susținătoria legii privind proprietatea privată cu iepoleț, și dar ne-am înțeles cu, cu dumnealui, adică ne-am apropiat, am, clar că am spus și cine suntem și mi-a plăcut foarte mult gestul dumnealui. El avea o lanternă, cred că se vedea de pe lună lanternă, adică de la, de la 500 de metri vorbea. Și, și a spus că uh, vă recunosc uh, și a dat lanterna jos. Om. Și mi-a atât de mult mi-a plăcut gestul ăsta, dar și noi am făcut un cadou și culmea cool este că a doua zi noi ne-am întâlnit cu el din greșeală, tot în același oraș. Și am vorbit și cu soția dumneavoastră la telefon, care nu credea că el a venit noaptea cu hanurac. <răză> am înțeles. Și a trebuit să și confirm. Foarte discret asta. a fost domnul, Foarte discret și foarte de treabă, da și da, așa, o, o experiență chiar plăcută de, de o solidaritate cu conceptul pe care încercăm să-l să păstrăm. Da. Și v-am o întrebare legată de masă și promit că este ultima întrebare pentru că am citit și am răsfăit presa Andrei Țăruș în vârstă de 38 de ani din Slobozia, Republica uh -huh. Moldova. Sunt câteva detalii care au apărut pe internet. Reale Aziu. sau false? False, evident. False? false. da. Și, uh, mă uitam deși uh, uh, eu am mai spus, eu nu vreau să vorbesc pe tema asta dar uh, da, există o apartenență în sensul ăsta. Am înțeles. Sergiu nume real? Evident. Evident. Deci poți să spunem în continu sau putem să spunem în continuare, Sergiu, știi? Sigur. Uh, și apropo de mască, este, uh, cred că, o posibilitate de a masca trecerea anilor. Deși, la bărbați și, în cazul unui artist, cred că faptul că Devine mai matur odată cu trecerea anilor. Asta nu înseamnă deloc o, un complex, ci mai degrabă o calitate. Da, eu sunt de acord, dar eu cred că la întrebarea asta mai bine. Uh... Uh, uh, răspund uh, femeile care sunt machiate. <gri> Bărbații nu. Sau ei trec mai ușor peste da, că... această povară a anilor care aduc riduri pe chipurile tuturor, fie că sunt bărbați sau femei. Da, dar nu, doar că în cazul ăsta eu sunt mai mult o excepție, așa că mai mult este uh, o, o întrebare pe care să o adresați uh, uh, Doamnelor și domnișoarelor, da, care așa, cu siguranță mai, sunt împovărate de, de, mai de, grabă, de da. acest lucru. Mi-a tras atenția în mod deosebit o declarație făcută relativ recent. În 10 ani am avut 3 perechi de Adidas și uh -huh. 3 perechi de pantaloni, 80 și ceva de hanorace și vreo 10 kg de oțet pentru machiaj. Nu de oțet de, 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 Nu oțet, de culori De culori da, de, de vopsea, cred că da Și m-am gândit, oare toți banii S-au investit în În cântece, în piese În concerte Nu, eu am și lănsușări de aur <laughs> Nu că aș face o socoteală A banilor, însă Noi uh... ne-am cumpărat multe lucruri Și uh, 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 mașini sport uh, Și vilă în Monaco care este cel mai extravagant, evident, cred, te cred pe cuvânt, care este cel mai extravagant lucru pe care l-ai cumpărat, cel mai scump din garderoba ta? Eu nu am haine scumpe, deloc. Din lucru? Am, din un costum, am un costum. A trebuit să merg la, la, la o întâlnire cu niște oameni unde trebuia de mers la costum. Că eu nu aveam și mi-am cumpărat un costum. Și oamenii aceia știau pe cine le au în față, Nu. nu. Probabil că nu. Piesele Carla's Dreams sunt piese melodioase, foarte multe sau majoritatea piese de dragoste. Sunt ascultători care ne-au spus de cele mai multe ori că se regăsesc în piesele voastre și probabil că mulți și-au dat seama că multe piese ascund simboluri ascunse. Conțin simboluri ascunse. Uh -huh. De exemplu, în piesa victima, la minutul 2, secunda 7, apare momentul sărutului, care face de altfel o legătură cu piesa scara 2, etajul 7. Uh -huh. da. Sunt multe astfel de simboluri în piese? Da. Da, și e un soi de joc pe care îl jucăm cu oamenii care ascultă mai atent și care cunosc și piesele dinainte și mai mult în general și cred că este plăcut și pentru ei să le descopere și pentru noi să le ascundem. E un fel de puzzle sau mai cu seamă o competiție? Un soi de, nu știu dacă e competiție, dar așa e. Că e o joacă? Un, Poate o... acesta e cuvântul cel mai potrivit? Așa, da. E o joacă și care, care, care are ca și premii niște surprize, care probabil că... Oricum mai e un soi de microplăcere când observi ceva ce nu observă majoritatea. Cum ar putea, de exemplu, sunt persoane care acum ne urmăresc, fie în direct pe TVR2 sau pe pagina de Facebook România Actualități, ori pe frecvențele Radio România Actualități, care uh, și-ar dori să intre în acest joc. Deci, practic, dacă descoperi uh, simboluri ascunse în piesele Carla's Dreams, ce ar trebui să facă? Să vină, să vă contacteze? Sunteți ușor de găsit? Nu, nu suntem ușor de găsit, dar nu, nu este o chestie oficializată, nu are reguli. E un joc nevorbit, adică nu, nu, el, el nu are Sintit un rezultat. mai cu seama. Da, da, asta e, hai să spunem așa, e un teren de joacă, dar fiecare joacă după regulile lui. Nu există un arbitru. Mai păstrați, apropo de cadourile oferite, mai păstrați acest obicei de a oferi piese cadou? da. Da, asta da. Dar nu atât de des, poate, că eu m-am exprimat un pic. Cred că nici 10 nu sunt. Până acum cred că sunt vreo 6, 7. Dar sunt și poezii. Ce ar trebui sau ce calități ar trebui să aibă un om ca să primească o piesă cadou sau o poezie de la Carla Streams? Nu știu dacă aș face o listă de calități, e vorba de tipul de relații pe care îl ai. Nu toți oamenii, diferiți oameni vor diferite cadouri și diferituri oameni vrei să le faci diferite cadouri, totuși. Dar e o chestie situațională, circ circumstanțială, adică eu nu, eu nu, nu există un barem pe care trebuie să-l respecti ca să poți să-l primești. Am înțeles. Care este artistul cu care Carlos Dreams are cea mai strânsă relație de prietenie? Uh, sunt mai mulți. Nu, nu cred că pot să vorbesc despre relații de prietenie. Uh, strânsă amiciție, da. Uh, da, sunt, sunt mai mulți. Nu știu dacă aș da nume acum, neapărat. Am înțeles. Dar cu, cu majoritatea sunt relații bune. Adică noi ne cunoaștem între noi. Cu, nu cu toți, da, dar cu, cu, cu o minoritate mare. Să spunem așa cea mai uh, recentă bucurie normală pe care ți-ai permis-o a fost? Da, ce ca la toată lumea. Somn îndestulat, mâncare gustoasă. Nu, nu nimic special în sensul ăsta. Cea Dar... mai vie amintire din copilărie? Vie amintire din copilărie? Uh, nu sunt pentru ora asta. Am ah, înțeles. Nu știu, desertul preferat din copilărie? Materia preferată? Ușor, ușor mă îndrept către copilărie. De ce? Pentru că mi-a scris un puști de, de șapte ani. Materia preferată, fizica. Fizica. Uh, desertul preferat, uh, uh, Napoleon se la noi tortul. Napole Tort Napoleon? Da. Cine îl uh, făcea? Milfoy, în principiu. Da? Da. El se vindea. El e foarte greu de făcut. E foarte, uh, foarte, foarte costisitor în sens de timp mi foaia. Da. Și de ce nu îl comparam. Nu peste tot e gustos. Dar și unul permanent îți permiteai, dar acela era. Și e, tort, se numea de Kiev, Kievski tort, cu un soi de biscuiți, mai scurt, nu știu cum se traduce în, română, român, tort cu biscuiți nu. În tort cu, cu biscuiți, tort. probabil că așa se traduce, tort cu biscuiți. Da, dar nu e chiar biscuit, e biscuit, e, în fine, am înțeles. Și mirosul copilăriei pregnant, pe care îl simți. Sunt da, niște uh, niște uh, mirosul casei în general. Mirosul casei, fiecare casă sau apartament are un, un miros, un miros specific, vedeți, da. da. Uh, care îmi trezește amintiri. Uh, da, cred că cred că asta e, câmp iarbă proaspătă în în spre toamnă, vară toamnă, cosit proaspăt în sens că Asta de la țară, cum ar fi. Da. Da, cam asta. Nimic, nimic așa, iarăși, exotic sau special. Da, nici n-ar avea cum să fie exotic, pentru că și, până la Da? Și Eu de Colon, uh, da. Harley Davidson, <laughs> uh, contrafăcut. Totul să da. da. Uh, Old Spice. Și mai spune unul ca să nu fim Pe care până acum Al fac Și chiar recomand foarte bun Și Un parfum Chanel Sport număr 5 Cel mai dorit a meu Parfum din copilărie Și Faringate Pe care l-a tata și eu pe ascuns mă parfumam din Ce relație a fost cu tata? Bune, tată fiu. Noi uh, 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 n-am fost, uh, n-am avut o relație de uh, hey buddy, n am fost prieteni, n am fost tată și fiu. Și uh, asta am de gând să fac și eu uh, cu oficioară. Cel mai pregnant sfat primit de la tata pe care îl îți amin ți-l amintești uh, destul de des atunci când ești pus în fața unei situații care să țină cont de sfatul primit de la tata? Nu, no, noi n-am avut așa discuții. E o întrebare atât de melodramatică, nu-i ca și când ne-am așezat și a, să ții minte. Nu a fost nu, niciodată nu, în asta, momentul ăsta. Și eu, în general, nu, 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 nu cunosc pe nimeni care, care au avut așa discuții de învățătură. Asta tot sunt niște dramatizări cinematografice, majoritatea dintre ele. Poate se întâmplă asta acum Crezi, în da? Sunt sigur. Și dacă se întâmplă așa, înseamnă că lumea aceea nu are o relație sănătoasă. Din punctul meu de vedere. Înveți nu din sfaturi vorbite, înveți din exemplu, din comportament sau fă așa sau nu fă așa. Dar din momentul în care ai ajuns să te așezi la masă și să îți dea părintele sfaturi pentru viitor, să ții minte copile că greutățile se trec prin curaj și... Asta nu. e absurd. Asta e pur și simplu absurd. Nu, tu observi curajul părinților, a tatălui, a mame, Da, că într-adevăr până la urmă... Și se de acolo că... înveți e fapt, copilul e ca un burete și că puterea exemplului veni din partea părinților rând, da. este unul Elocvent Da, discuții la, la, la trabuc cu tata la piterasă n-am avut în privința înțelepciunii vieții. Sergiu, era ianuarie, luna ianuarie 2022, când într-unul dintre interviuri povesteai că la un moment dat trupa Carlos Dreams se va desfința. Vorbesc cam mult eu, nu vă pare? N-aș zice. <laughs> Mai avem suficiente da. locuri în care putem să vorbim. Trebuie să vorbesc mai puțin. Iată, iată, iată acum mi-am amintit un sfat de la De la tata, ei. să vorbești da. fiule, mult Toate mai puțin. Toate problemele în viață, asta vine de la, de la prea multă vorbă. Știi, nu te-am întrebat întâmplător, pentru că, evident, niciunul dintre noi doi și niciunul dintre cei care ne urmăresc acum nu știu, nu știm ce se va întâmpla peste un minut. Sigur, deci, da. cu siguranță, nu avem controlul absolut al vieții. Mm -hmm. Dar ce ar putea să destrame în acest moment trupa Carla's Dreams dacă Lipsa există? scopului. Lipsa deci fani scop... ar putea să stea liniștiți o sunt două, sunt două două, motive de bază adică, care, care ar putea duce la așa un rezultat. Lipsa scopului și lipsa motivației. Lipsa scopului... Ok, scopul conține și motivația în sensul ăsta. Lipsa de motivație și lipsa de posibilitate. Adică, pur și simplu, nu știu, o stoarcere artistică deja, atunci când nu mai poți să faci ceea ce îți propui. O impotență artistică. Am înțeles. Felicitări, sănătate pentru un invitat de valoare. Citesc la întâmplare câteva întrebări Mulțumesc. și comentarii pe care le văd acum pe Facebook, pe pagina noastră România, actualități. Revin la piciul de șapte ani care mi-a trimis un mesaj și care m-a rugat să-l întreb neapărat pe Sergiu ce să facă el. Pentru că simte că este un băiețel talentat, nu are nici posibilități financiare, însă are o dorință de a merge până la capăt cu visul lui acela să-și creeze o trupă. Nu e din Republica Moldova, băiatul e din București. Dacă ai o sugestie pentru el. Și ce era dacă era din Republica Moldova. Probabil că avem impresia că de obicei aveți ceva special, voi din Republica Moldova și, și ne. În același, același lucru se poate spune și, și din Moldova despre. despre Corect, și așa din este, să ținând cont de Tot succesul. sunt ținând cont de succesul pe care foarte mulți artiști veniți dincolo de Prut aici în România l-au obținut și voi sunteți un exemplu. Mai avem și uh, Motans uh, și mai sunt uh -huh. o grămadă de artiști care au venit din Republica Moldova. Da. Deci ne reîntoarcem la povestea băiatului de șapte ani Și visul uh, de a merge mai departe cu muzica Obiectiv, uh, 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 da, uh, țintește sus Dar uh, dezvoltă-ți Asta e tot Dezvoltă-ți urechea să ascultă muzică Mai mult nu trebuie să faci nimic De dorit uh, un instrument muzical universal Chitară sau pian Dacă ești chiar foarte entuziast Atunci și vioară pentru că este cea mai bună pentru ureche și după asta poți să începi să cânți câte un pic, dar nu mai devreme, nu știu, 11-12 ani. Câte un pic. Cum poți să cânti de pe acum, dar în sens că nu sunt bazezi pe asta, pentru că oricum o să schimbi vocea pe la 14. O să se rupă, o să schimbi, uneori se schimbă dramatic vocea. Nu un pic, dar foarte, foarte tare se schimbă vocea. O Și de pe la 14 poți să începi deja, dacă ai ureche, să te gândești la planuri mai mărețe. Planuri mai mărețe. Și apropo despre artiștii din Republica Moldova, de care vorbeam ceva mai devreme, uh -huh. mai e România o piață atractivă pentru talentele venite de dincolo de Prut? Și dacă da, dacă ai și câteva nume ca să, să le propui? Uh, în ce sens? Nu mi se le propun ce? Artiști din, de, din Republica Moldova care ar avea un succes în România. Sunt mai mulți, dar eu cred că asta este în, în, în cap fiecare și nu știu dacă sunt măsură eu să am. Trebuie să ne oprim să da. aici. Ai și mulțumim! Eu sunt Daniela Mihai, ne revedem mâine, începând cu ora 11 și 30 de minute.